După cum v-am obișnuit, ediție de ediție, îți propun o serie de evenimente superbe, cu aromă de muzică clasică. Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale, ne împărtășește din programul pentru această stagiune, dar îndeosebi ne oferă detalii despre proiectul elaborat cu mai multe ambasade privind schimbul cultural realizat prin muzica clasică. În această stagiune, Filarmonica Națională Serghei Lunchevici apropie popoarele prin muzică. Iubitorilor de compoziții clasice le este propus un program colorat, realizat în colaborare cu mai multe ambasade din Republica Moldova. Startul este dat la 26 octombrie cu un concert simfonic sub bagheta directorului artistic și prim-dirijor Mihaila Gafiță, evenimentul fiind organizat cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Cehe. Acest concert este unul din seria de concerte în colaborare cu mai multe ambasade. Este o inițiativă foarte frumoasă care ne ajută foarte mult să promovăm arta și în special muzica țărilor care sunt reprezentate aici în Moldova. Este primul din toamna asta, dar de fapt din acest an nu este primul. Noi colaborăm foarte strâns cu Ambasada Germaniei și în fiecare an, timp de 15 ani deja, organizăm concert în aer liber la teatrul din Valea Morilor, teatru de vară, unde de obicei vin cam 7.000 de oameni și întotdeauna este o sărbătoare foarte frumoasă, cu focuri de artificii, cu muzică de calitate, cu interpretări fantastice și cu muzicieni de înalt nivel. Acest concert este unul dedicat Zilei Naționale a Cehiei și, la fel, deja de câțiva ani buni organizăm acest concert. Evident că în acest concert se va interpreta muzică cehă. Deci Dvorak, Smetana, creații celebre, creații de neuitat. Marele compozitor ceh Dvorak a scris simfonia din Lumea Nouă și îi povesteam ambasadorului chiar că atunci când am aterizat la Washington prima dată, în 2000 s-a întâmplat, îmi suna în urechi această simfonie din Lumea Nouă, deoarece Dvorak a scris-o acolo. Asta era pentru el Lumea Nouă și era absolut fantastic. Nu întâmplător acolo, tare, e foarte populară această simfonie. Se va cânta Vltava de Smetana, care și ea are o istorie foarte frumoasă. Se mai numește Molda, adică o tangență și cu Moldova noastră, așa se numește râul la ei. Și va fi interpretată o serenadă excepțională pentru voce și pian. Tatiana Costiuc se va produce în calitate de solistă, de soprană. De fiecare dată, în așa fel, promovăm adevăratele valori. În alte cazuri, ambasadele își aduc și interpreți din țara lor. Asta este la fel un lucru foarte frumos, în special în festivalul Mărțișor cu Ambasada Germaniei, am avut cu Ambasada Franței colaborări fantastice, acele nopțile pianistice, adică absolut cu toate. Cu Ambasada Rusiei am avut mai multe proiecte și soliști de talie internațională și Denis Mațuiev și alții au fost în concertele noastre. Urmează un proiect foarte frumos cu Ambasada Poloniei. De 5 ani deja organizăm concursul tinerilor pianiști Ignacie Paderewski, care deci scoate în evidență cei mai talentați bobocei, viitori instrumentiști și care au un program piesă obligatorie a compozitorului din Polonia. Deci este un lucru foarte benefic. Aceste combinații de arte, de culturi, de tradiții, dau rezultatele astea frumoase. Și paralel cu Ignaț Paderewski, se organizează și expoziția concurs Ian Mateico, unde tinerii pictori își etalează talentul și aici în filarmonică, în sala filarmonică, în holul ei, sunt expuse lucrările celor mai buni pictori, artiști plastici, nu doar pictori, sunt și graficieni, sunt și sculptori, sunt și tapisieri, adică și designer. Este un concurs deschis pentru toți tinerii minunați și de fiecare dată Ambasada Poloniei ne susține și îi promovează în așa fel. Se editează și un catalog al acestor lucrări. Chișinăuienii însetați de muzică clasică nu mai au niciun impediment în fața dorinței de a petrece o seară specială acordată pe compoziții de calitate, deoarece intrarea este liberă. Ambasadele plătesc și biletul de intrare a spectatorului într-un fel. Îl plătesc așa cum ar fi, adică
o sală plină, sau, adică cam de genul ăsta, și atunci e foarte bine. Lumea are acces la valori adevărate. Pe lângă concertele organizate în colaborare cu Ambasada Rusiei, Cehiei, Germaniei, Poloniei, se pregătește și un eveniment deosebit în care muzica turcă va fi pusă în prim plan. Pe 8 noiembrie avem cu Ambasada Turciei, încă nu este expus afișul, este fantastic. Vine un brass quintet, deci instrumente de suflat, în care la corn cântă o femeie, o turcoaică frumoasă și foarte talentată. Ori în același eveniment, în același concert, vine un instrumentist care a inventat un instrument. Adică vine cu un instrument inventat de el. Adică este ceva absolut interesant între instrument de suflat și percuții, ceva original. De fiecare dată vă zic că este ceva, un farmec al său, ceva special în aceste programe, care de fiecare dată bucură spectatorul și pe noi, organizatorii, și pe muzicienii de scenă.